întors acasă, în Franța, în fosta stupină Dacia. Abia am ajuns, dar nu pot să mă abțin să nu dau o privire să văd ce mai zic stupii. Mai ales că văd la apă foarte puțin albine. Și uite acolo niciuna. Hai să vedem. Facem un fum. Aprindem un afumător. Ia uite, încerc să-l aprind pe ăsta mic. Un afumător foarte vechi. Încă l-am cu... ce a fost în el? Așa l-am găsit. Cu niște carton, niște... O să-l aprindem. Ia, priveți cum e. E invers cumva. Gaură e acolo. Trebuie să dau frunza aia de acolo. O să încerc să-l pornesc, să vedem ce merge. Și deschidem un stup, să vedem. Avem ce extrage. Mergem până la Ionel după extractor. Eu nu mai am extractor. L-am vândut. Albinele lucrează. O plouat. Dar tot uscat-i. Uite, corcodușul. Și-a pierdut frunzele. Stejarul lângă el nu și l-a pierdut, dar frunzele supărate. Stau așa uscate. Asta e iarăși ceva copac care și-a pierdut frunzele. Stejarul mai bătrân. Uite. Are frunzele o parte uscate. Da, tot așa. Lângă unul care parcă e verde, fain, parcă așa arată. E ok, e ok, nu tot s-o pierdut frunze, unii sunt mai supărați, alții mai puțin. Ideea e că cu tot că o plouat, ăștia micuți au suferit tare. Nu știu cât se vede pe filmare, dar corcodușii ăștia au suferit tare. Hai să vă arăt ce am mai descoperit aici. Da, albinele lucrează, n-au treabă. Văd că au adus și un pic de polen. Uite. Un pic de polen aduc. Verificăm câțiva. Ia să vă arăt aici. Mama mia ce-am găsit aici. Ia. Uite-l. Ia priviți unde mere. Uite ce e acolo. Nu mă apropiu mai tare. Wow. Într-un stup, am, nu știu dacă erau rame în el, nu erau. N-am văzut cu ce vine. Vedem cu ce vine. Ăla e gol. Adică gol. Mă uit să văd dacă nu are albine în gușă, în gură, în dinți, în clești. Uite. Ăla are ceva. Deci ideea e că vin acasă cu marfă. Adică îl urmăresc pe unul care vine. Mă suflă vântul. Mamă, dar Marius. No, ăla cu ce-o venit oare? No, o să intru la ei să văd. Ia uite. Ce are acolo ăla? Aia nu știu ce are. Deci vin acasă. Vin acasă încărcați, văd că. Ia. No, hai să vedem. Ne concentrăm pe albine. Ia uite. Mamă, dar ce trafic intens au. Cred că e plin stupul. O să-l văd. Pot eu fac un video separat. Dai, nu pornește motorul. Dai, de la automat.
La parcă e parcă se regine, nu știu ce să spun, că au inelul ăla roșu la cap. Eu așa știu că alea sunt reginele. Dacă vă pricepeți, careva dintre voi, spuneți-mi. Bun, uite că am reușit să-l pornesc. Afumătorul ăsta cumva pe invers. Adică sufriciul ăsta e pus invers. Sau, na. Invers sau nu, nu știu. Mere super fain. Noi hai să deschidem stupii, să vedem. Avem ce extrage. Dăm un picuț de fum. Ce interesant e. Hai să dăm și la asta. Hai să vedem. Deschidem 2-3 stupi. Ne facem o idee. Avem ce extrage sau nu. Să vedem. Reușesc omul. Da, reușesc. Așa. Ce avem un pic de podișor. Ieri l-am luat de pe un roiușor care l-a furat, uite aici. Trebuie să-i duc ramele, să-i le scot afară. Să vede unde a fost turta aici. Adică era foarte micuț. Cred că și bezmetic. Eu i-am pus un pic de turtă cândva, înainte să plec și ieri m-am uitat la el și a fost furat. Hai să vedem. Ceva miere are. Ce parcă e de jucărie fumul ăsta. Interesant. Da, ceva miere are. Văd și pe prima ramă. Nu știu ce. Grozav, da. Merită extrasă. Uite. Cât are. Așa. Așa are și pe a doua. Pe a treia deja văd că are mai faină. Nu-i căpăcită. Uite. Plină, plină. Nu-i căpăcită. Uite și oxistripul care l-am pus. Am și filmat când am pus oxistripul. Hai să vedem ce puiet avem. Ai ceva musculițe să tot pun pe mine, mă nervează. Hai să vedem. Dacă putem, face noi o treabă, să-i dăm jos magazia, să ne uităm un pic în cuib, cum stăm cu puietul. Așa, trebuie să punem un pic telefonul aici. Așa. Bun, este în magazie câteva kilograme. În afumător am pus frunze de dafin. Asta nu o să țină mult. Să vă arăt și rezerva mea de dafin. Scade. Deja asta mi-a fost plin. Tot fac fum cu dafinul. Le-am pus și oxistrip la stupi. O să le fac un test cu alcool. Și eventual le mai pun o tură de oxistrip. Și cam cu atât vreau să iernez. Fac un test să vedem. Să vedem, putem ierna. No, asta l-am pus înainte să plec, deja are cât are? Cred că are deja către o lună de zile. Nu-i foarte ronțăit, alții l-au ronțăit mai bine. Să vedem. Facem un test cu alcool. Nu știu dacă acum. Acum vreau doar să văd puietul și decidem dacă îl mai tratăm sau nu. Și dacă îl vom trata, va fi un tot niște benzi de oxistrip. Ia să vedem dacă fac treaba asta. Așa. Luăm de la a treia ramă. A doua văd că e cu miere, poate că are și ceva. Puiet, puiet, dar nu cred. La noi a plouat, dacă se vede un pic de iarbă verde, dar copacii stau uscați, v-am prezentat și mai înainte. Hai să vedem. A treia ramă, zero puiet, în schimb avem ceva
polen. Ce vede, mai să o lăsăm aici. Așa frumos, pe partea aia iarăși, e numai miere. Deci, văd că au băgat și multă miere în cuib. Ia uite așa cum e. Miere căpăcită, e tablă până jos. A doua ramă. Hai să mergem la rama 4. Nu pute. Trebuia să-mi iau hamul sau un trepied. Să vedem. Rama 4. Da, avem ceva larvar pe ea. Ia să vedem. Uite cum strălucește. Și ceva ouă. Da. Este. Avem ceva păstură de la floarea soarelui. Hai că mai scot o ramă și gata. Deci eu constat numai că e bun. Puietul nu prea-mi place. E un pic cam împușcat, dar nu văd. Tot timpul mă uit la larve. Asta recomand la fiecare. Când vezi câte o larvă așa, te uiți la ea. Să vezi. Dar îmi par bune toate larvele. Îmi par bune. Sau când găsesc o gaură așa, îmi pare că e ok. Nu-i fain puietul, dar la seceta care o avem, nici nu mă aștept să fie nu știu ce wow. Da, ok, aici eclozează. Uite cum eclozează. O pus altul, văd alte larve. Da, hai să mergem la următorul. Deci ceva avem de extras. Hai să scot și a doua ramă. Mamă de grei. Uite cum e încă. De cât e greu a fost o și curs, s-o lăsat în jos. Uite și prima ramă. E placă. Deci are pentru iernat. Nu glumă. Hai că dau pe pauză. Să-mi bag mâna și după bucata aia de oxistrip. Și după aia îl deschid pe ăsta. Asta a avut un cat plin. Și am mai pus încă unul. Curios dacă l-a umplut și pe al doilea. Bun, l-am închis. Hai să-l vedem pe ăsta alt. E așa fumătorul meu. Jucăria. Uitați cât e de micuț, cel puțin compartimentul de combustibil. Aproape că pot să-l cuprind. Hai să vedem. Adică ăsta lăsăm aici. Ca să punem magazia pe el. Magaziile. Hai să vedem. Hai ce mă caută musculițele pe la picioare. Nu știu de ce. Nu mă caută albinele, dar mă caută niște musculițe. Opa. Pare că o pus. Și în al doilea. Așa. Hai să-i dăm un picuț de fum. N-am crezut că mai pune și în al doilea. Totuși e secetă, dar v-am spus că am avut niște parcele de floarea soarelui. Și aici la noi sunt irigate în zona mea. Unde nu e irigat, să că e clar că nu se face. Uite. Deci rama e plină, nu e de căpăcit, dar ia să gustăm. Excelentă. Wow. Excelentă. Ia uite musca. Uite. Musca care mă deranjează pe mine. Uite și mai este una acolo.
capac. Ce caută ele pe picioarele mele, nu știu. Hai că dau un pic pe... Adică nu, las aici telefonul, cum am făcut și la celălalt. Așa, hai să dau primul cad jos. Hop! Așa. Al doilea. N-are rost să vă arăt. Dacă pus și în primul, al doilea e căpăcit. Cred că în proporție de 100%. Mai puțin asta. Și asta, cred că pe exterior, că pe interior se vede cum e. Hai să vedem. Ah, ba nu, nu e capacită până jos. E plină. Dar nu e capacită până jos. Uite. Și rămâne înaltă tot așa, nu e capacită chiar până jos. Și aici la fel. Deci un pic mă păcălește. Dar e ok. E ok că nu e capacită, dar tot e plină. Până jos. Deci am ce storce. Hai să vedem și aici cuibul, un picuț, așa rapid. Așa. Hop! Mamă mia, ăsta e greu. Ăsta e greu, ziceam. Între timp mi-a sunat telefonul și am apăsat pe ceva și s-a oprit filmarea. Să vede cum e. Că e... capacită. Ia uite, are și mai multă albină asta. Ia, fugiți voi jos. Să pot eu să scot o ramă sau două. Să scoatem oxistrip afară. Să-l aruncăm. Hai să vedem. Uite că stau rost mai bine. Uite ce fain rost. Dacă e mai mare, roade mai bine. Dacă e mai mare. Asta am observat eu. Uite și aici. Cum o ros, văd că și ies albinele mai rapid sus. Așa. Cam așa e. Cam așa stă treaba. Hai să scoatem o ramă. Un pic că dau pe pauză, scot una din mijloc, să nu le mai scot pe toate. Bun, am scos o ramă din mijloc. Să vede că aici miere pauză. Deci larva, fine, fine, fine. Dar miere acolo în colț. Să vedem și aici. Uite că stare puiet fain. Și larve până în capăt. La asta trebuie să fiu atent cu hrana. Acolo ce avem? Bănuiesc că tot larve. Da. Și aici ceva căpăcit. Da, în orice caz e fain, e ok. Nu mai scot și altă ramă. Că mă mișcam greu. Cu o mână. Au. Și moșii înțepat o albină. Degețel. Așa. Uite, 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 uite. Cum caută să mă înțape. Și m-a înțepat, uite acolo acum. Bun. Pauză. Închid. Pun caturile înapoi. Și mă duc la stupul. Unde este? A, să vizităm și eu, să vedem dacă o mai cules. Să vedem și stupul mâie, dacă o mai cules în a doua magazie, ăla, și merem și la stupul mer. Ești curios, avea puiet foarte fain și miere bună. Bun, îl închid pe ăsta și revin. Bun. La astea n-are rost, sau să mă uit un pic
totuși de curiozitate. Hai să vedem de curiozitate, rapid, rapid. Nu mă mai uși în cuib. Doar în cat. Hai să vedem. Deja albină hrănitor nu este. Cel puțin nu văd. Înseamnă că foarte, foarte mare nu-i. Dau un pic de fum până intrările alea. Să anunță albina că... Atenție că vin. Oho, da, are și asta. Are destors. Are fain destors. Îi dau un picuț de fum de dafin. Are, uite cum arată ramele. Chiar fain. S-au îngrășat fain ramele. Op. Uite. Excelent. Excelent. No, Ionel trebuie să vin, uite acolo e oxistripul, dar nu mai stau ca să nu fac filmul prea lung, și așa deja e lung. Deci am și aici câteva rame. Așa, bun. Hai să vedem și următorul, mă, rapid. Așa. Nici ăsta n-are. Albin hrănitor. Oh, da, și asta e la fel de plin. E la fel de plin. Mă miră faptul. Totuși rămân mirat. Ana așa secetos. Noi așteptăm iedera să anunță o săptămână întreagă de ploi. Dacă începe să înflorească iedera după aia, sigur vom mai avea ceva cules. Uite. Și acolo, uite, oxistripul. Super! Super, sunt foarte mulțumit. Mirat, dar mulțumit. Bun. Închidem și asta. Și să mă duc la asta. Știți, v-am explicat că am mai pus o magazie. Am crăcănat aici un pic asta. Ca să poată să intre peste corpul de lemn. Așa. Două albine sunt și acolo. Hai să vedem. Oh, cam nimic aici. Cam nimic. Câteva albine, dar totuși egal cu zero. Gol. Rama asta e gol. Vedem rama următoare. A, că aici are ceva. Nu știu dacă se vede. Ar avea ceva. Da. Uite cât are. Puțin. Puțin, nu știu. Rama asta e un pic mai neagră, se vede. Și de-aia eu pus în ea. Da, asta mai albă. E golă. Nu știu, n-are rost să mai... scot. Gole, hai să vedem jos. Să vedem jos. Pun telefonul. Îl pun pe magazie. Am dat magazia jos. E pe el. Oi, oi, oi. Dar parcă lipsește albina. Uite cum se vede. Printre rame se vede. Până jos se vede printre rame. Trebuie să vedem, facem un test de varoa. Să vedem, văd albine pe rama asta, pe rama asta, pe rama asta. În rest, e gol. E gol de albine. Uite, are miere fain. Da, se vede. Albine cam
Cam stă rău cu albina. Catul ăsta o să-l și dau jos, că n-are rost să mai stai pe stup. Uite, o băga miere. O băgat. E plin. Dar albina a fugit. Nu știu unde s-o dus. Uite. Hai să vedem, parama asta are puiet. De stau albinele mai bine. Nu are puiet. Uite, așa acolo stau câteva albinuțe. Poate că au avut cândva, poate că nu mai mi-aduc aminte, trebuie să mă uit în filmulețul vechi. Na, cam asta e. Deci are miere. Are miere. Nu mă mai uit în cuib. Albinele sunt acolo. O să vin cu testul de alcool, îi fac test. Păi extrag mierea, bineînțeles, zboară și catul ăsta, zboară și catul ăsta, așa și nu are albine. N-are rost să îl țin. Și facem test de alcool și vedem ce tratăm. Merem la stupul mer. Gata. Fix bine am pus pe pauză, a trecut un avion de vânătoare. Dacă eram în România, zicem că a trecut un mig. Cred că nu-i mig aici, că... Nu există miguria. Ia. Vă salut. Uai, mamă. Se vede înăuntru. Hai să vedem. Putem să vedem înăuntru. Oare mă înțapă? Ia uite. Ăla deja cred că anunță că, atenție, un pericol. Hai că n-avem acum vreme de ei. Merem la stupul mer. Hai să văd ce am făcut. Așa. Să vedem cum stă cu puietul. Se prezenta bine într-o vreme. Albină văd că are la intrare. Uite ce de albină are. V-am spus, aici avem regina ligustica F2. Uite la ei. Așa, l-am omorât. Deci v-am spus că aici avem ligustica F2. Hai să-l deschidem. Așa ți-ai deschis cu tot cu hrănitor. Bun. Așa, coborâți jos. Coborâți jos, vreau să văd dacă avem puiet aici sus. Miere văd că avem. Ramele sunt încărcate. S-au fost magazii puse la lins. Uite, e plin. Plin. Nu mai avem puiet. Dar ramele sunt pline. Se poate extrage. Oi. Să vedem. Mai ridicăm o magazie de asta. Mama mia. Hai să vedem cum putem să o dăm jos. Las telefonul aici. Să o dau jos asta. Mama. Acolo. Asta trebuie să-l iau, să-i fac cumva cum se face în România, restrângerea cuibului. Că văd aici miere, cred că puiet. Deci ramă goală. Adică asta nu, e miere pe partea din interior. E miere, așa. Cum se vede aici, dar partea din exterior e goală. Hai să vedem. Scoatem o ramă de puiet.
Aici deja de sus n-am văzut că-i puiat. Fain. Fain. Și acolo tot așa e. Tot puiat e. Ia uite așa aici. Larvele. Beton. Albină, galbenă. Super faină. Nu mă mai duc. Nu mai scot încă una. Probabil mai am puiat. Și în catul 2, în catul ăsta nu cred că am puiet, în ultimul de jos. Și uite mierea. Mama mea. Interesant e. Niște rețele, niște fire pe aici, așa. Nu știu ce ar însemna. Da, așa e și rama aia la altă și asta de aici. Așa e până în capăt. Probabil și jos mai găsesc câteva rame de extras. Da, cam asta e, deocamdată. Un control așa numai vizual. Deci puiet avem fain, am văzut pe asta. Pot să o scot și asta, dacă mă lasă. Ba nu. Pa era alta, era puietul. Aici avem, ia. Uite ce avem aici. Păstură. Puietul, eu asta am scos-o cu puiet, asta de aici. Dar puietul e pe asta și pe asta. Uite, încă pe asta mai fain, nu, trebuie să-și fac o poză. Neapărat. Asta e. Trebuie să-i facem o poză. Așa. Uite. Uite. Fain. Pentru o matcă F2, care am vrut să o omor anul trecut, nu mi-a plăcut de ea. O mărs fain. Ia să mă dau din fața lor. Bine. Nu știu cu ce vin la ora asta. Nu văd polen. Pe nici una nu văd polen. Probabil, uite, una am văzut cu polen. Probabil apă. Probabil nectar. Probabil, nu știu. Așa nu se vede. Aici, ba, uite, ceva pe acolo. Probabil că ceva adună. Bun, v-am lăsat. Toate cele bune. Numai bine. Musculițele nesimțite. Vă salut!